Decorul ăsta parcă cerea acorduri de chitară și atunci am zis să-l chinui puțin pe prietenul nostru Walter Ghicolescu și să-l aduc aici în platoul emisiunii, în soare, o să-l ținem puțin în soare, cu o priveliște frumoasă undeva piscină în dreapta, cu gândul că în spatele tău, Walter, este o plajă foarte frumoasă și marea, iar noi stăm aici și povestim. Dar ce nu fac artiștii pentru pasiunea lor? Câte sacrificii nu fac? Asta facem și noi astăzi și cu dragă spun bine ne-am reîntâlnit, Walter Ghicolescu. Bine v-am regăsit și pe voi, întreaga echipă, respect, plus telespectatorii noștri. Da, pentru o cauză nobilă niciun sacrificiu nu este prea mare. Ce nu se vede în emisiune este că mai devreme trăgeam de chitare în soarele ăsta al Constanței, dar bineînțeles că noi suntem obișnuiți. Bine v-am regăsit și mă bucur că ne revedem. Astăzi, în calitate de folkist, lăsăm matematica deoparte, nu-i așa? Nu o să vorbim despre radicali, despre sinus, despre cosinus, despre teorema lui Pitagora sau lui Tales. Walter, dacă nu știți, este și profesor de matematică, dar asta e mai lipsa pe căldura asta, să facem și calcule. Să nu ne supui la calcule, facem doar, calculăm doar notele muzicale. Walter, ce ai mai făcut în ultima perioadă, cum e activitatea ta și ce planuri ai de viitor? Imediat o să vorbim și despre cel mai nou album. Aș începe cu ultimii 5 ani, cum era după Revoluție, o întrebare, ce ai făcut în ultimii 5 ani? Am ieșit din învățământ, deci pot spune fost profesor de matematică. Ce bine! Mi-am revenit. Emoții, mă simțeam ca la clasă. În schimb, nu am rupt legătura cu elevii, pentru că eu am ore de chitară la Cumpăna, la Casa de Cultură. Am început cu vreo 50 ceva de copii. Nu mai sunt chiar atâția, dar sunt destui care se îndreaptă către chitară, către folk. Ce să spun, între timp au mai apărut două albume. Cel pe care l-ai în față este cel mai recent, în noiembrie anul trecut, A șaptea treaptă, pentru că este cel de-al șaptelea album. A mai fost Adela Păunescu, un album pe versuri în întregime Adrian Păunescu. Și va urma, acum în toamnă, dacă Dumnezeu și sponsorii se pun de acord, va urma un al optulea album care se va numi Dreptul la timp, mai ales că după această pandemie viața își cere dreptul la timp și noi avem nevoie să ne putem vedea de viață în normalitate. Văd aici o colaborare foarte frumoasă cu Eduard Zale, din prietenul nostru, Ovidiu Mihailescu, Maria Calin, Corina Herchelegiu și multe alte nume sonore, Clara Mărgineanu. Este un album care este în totalitate pe versuri ale prietenilor folkiști, poeți contemporani. Clara nu mai este printre noi, dar toți îmi sunt prieteni și suntem contemporani. Ce număr are? Numărul 7? Exact. Și numărul 8? Numărul 8, l-am mai văzut pe Walter, pe la Vama Feche, de curând. Da, eu am deschis sezonul live-urilor pe 6 iunie, am avut prima cântare la Vama Feche. Acolo l-am văzut. Da, la Vit, undeva. Ai avut curaj! Da, am avut curaj. Până la urmă trebuie să forțăm un pic, totuși având grijă, și să ne reluăm viața în normalitate. Iar normalitatea pentru un artist înseamnă să aibă publicul în fața lui, să fie acea comunicare între el și oamenii care sunt în față. Am încercat, prin asta mă întorc către perioada de izolare, am încercat și merg în continuare pe ideea concertelor online. Camerata de folk se numește sala de spectacol virtuală pe care am creat-o. În fiecare weekend am avut spectacole online, dar emoția nu este aceeași ca atunci când ai oameni în fața ta. Avem și noi oameni în față, ei sunt, chiar dacă nu sunt chiar aici lângă noi, sunt acasă la ei, în spatele ecranului și ei sunt nerăbdători să te asculte, Walter, să le oferim o piesă, chiar două piese, de ce nu, într-o duminică seară, într-un moment de relaxare. Da, vor fi două piese de pe acest album A șaptea treaptă, pe care îl pot găsi căutându-mă pe pagina mea oficială, pe site-ul meu, nu știu dacă am voie să spun despre acel mediu de socializare, pe Facebook, pe pagina oficială de Facebook, exact, mă puteți găsi, mă puteți contacta și bineînțeles că vi-l pot oferi cu autograf. Albumul 7, înainte de a ne cânta, spunem și despre albumul cu numărul 8, dacă el există undeva în gândurile tale, e o schiță? Este mai mult decât o schiță, mai mult. Vor fi 20 de piese, 10
piese pe versuri pe Adrian Păunescu, 10 pe versuri Nichita Stănescu. 20 de piese pentru că este anul 20, adică 2020. Da, este un proiect îndrăzneț. Eu sper ca în octombrie să fie gata și să vi-l ofer cu drag. Până în octombrie noi suntem astăzi aici și tu o să revinți în iulie, într-o zi superbă de iulie la Fenicia Holiday Resort, gazda emisiunii noastre. Walter, o să ne cânti. Noi îți mulțumim pentru prezență. Succes în continuare publicului telespectator. Rămâneți alături de Walter pe pagina lui de Facebook și urmăriți evenimentele, locațiile acolo unde puteți să fiți cât mai aproape de el și să vă bucurați de seri magice. Walter Ghicolescu, te rugăm să ne cânti. Iubirea mea ascunsă de dincolo de nor, hai ia-mă tu de mână să dispărem în zori sub morul cel de mine.
grav s-a golit de mult. Aș fi vrut iubirea să mă înalțe, dar în zbor aripa mi s-a rupt. Aș fi vrut să nu mai pleci nici când, să fi venit o clipă mai devreme, să nu existe contratimp în gând, absența ta în vis să nu mă cheme. Aș fi vrut să mă adun din prag de stele, în aluatul vieții să mă plămădești, fără să-mi pui pe gele visurile femele, ci în iubire și în tine doar să mă zidești. Aș fi vrut, aș fi vrut să mai rămâi puțin, să te îmbrățișez cu aripa rănită, să te iubesc albastru și semnin, eternitatea să rămână în clipă. Aș fi vrut să nu mai moară îngeri de-atâta nepăsare, rea credință. Aș fi vrut să nu știu de înfrângeri, să nu existe în mine neputință. Aș fi vrut să mă adun din praf de stele, în aluatul vieții să mă plămădești, fără să-mi pui pe gene visurile mele, ci în iubire și în tine doar să mă zidești. Aș fi vrut, să mă aduni din praf de stele, în aluatul vieții să mă plămădești, fără să-mi pui pe gene visurile femele, ci în iubire și în tine doar să mă zidești. Aș fi vrut să mă aduni din praf de stele, în aluatul vieții să mă următor ți-l dedic ție. M-am gândit să-ți aduc o domnișoară frumoasă și nu este doar frumoasă.